imnul Ligii Campionilor, din nou partidă de handbal, din nou CSM București joacă de această dată în Norvegia, a treia partidă de Liga Campionilor pentru campioana României, care vine după două înfrângeri consecutive, una în campionat și una în Liga Campionilor, înfrângeri care au dus la schimbarea antrenorului. Sigur, lucru deloc neobișnuit pentru CSM București. Nu a avut ediție de Liga Campionilor până acum în care să nu schimbe antrenorul. Joacă în această seară în deplasare Norvegia cu Vipers Kristiansand, campioana Norvegiei, cunoștință mai veche a noastră din punct de vedere handbalistic, pentru că Vipers Kristiansand este echipa în fața căreia Craiova a câștigat Cupa EHF, a jucat finala cu această echipă, dar în vară a adus un antrenor de top, Ole Gustav Gekstad este noul antrenor al lui Vipers, este fostul antrenor de la Larvik. Timp de 3 ani de zile n-a mai antrenat pe nimeni, s-a retras și atunci a fost o curiozitate, a lăsat pe Larvik, sigur, într-un moment foarte greu din punct de vedere financiar, dar nu a preluat altă echipă până acum, când a preluat pe Vipers înaintea startului de Liga Campionilor. Acesta este noul antrenor al CSM-ului, Dragan Djukić. Dragan Djukić, un sârb care preia conducerea tehnică a CSM-ului de la Magnus Johansson, după ce acesta preluase de la Per Johansson, Helle Thomsen, mai înainte Jakob Westergaard, Kim Rasmussen, Mete Klit, Aurelian Roșca, ceea ce înseamnă că Dragan Djukić este al 8-lea antrenor în Liga Campionilor pentru CSM București, punând, sigur, două mandate pe care le-a avut Per Johansson. În realitate, să zicem, a 7-a persoană care stă pe banca CSM-ului în 3 sezoane, în 3 ediții de Liga Campionilor, iar această ediție de Liga Campionilor pentru CSM București înseamnă, iată, din nou schimbare de antrenor. De-abia a început a 4-a ediție de Liga Campionilor. O modificare așa față de precedentele două partide din punct de vedere al lotului la CSM București, care are pentru această partidă 3 portari pentru prima dată, fără îndoială, considerându-se probabil că ceea ce s-a întâmplat în precedentele partide au avut ca și cauză și evoluția portarilor și a defensivei, dar fără îndoială și portarii au reprezentat o cauză, astfel că apare Mădălina Ion în lot. Sunt 3 portari ai CSM-ului alături de Mădălina Ion, alături de Paula Ungureanu și Elena Grubișici. Nu este Jakobsen. Sigur, ar fi o scădere așa din punct de vedere defensiv cu Jakobsen, un jucătoare exclusiv în apărare. Începe partida cu Vipers Kristiansand având primul atac, CSM-ul în obișnuitele tricouri albastre, bine, am mai jucat și în alt echipament. Vipers Kristiansand este o echipă care în etapa precedentă de Liga Campionilor a pierdut în deplasare cu Ferencvaros la un gol, iar în primul joc a făcut egal acasă cu Bietigheim, echipă care a învins pe CSM București etapa trecută. O echipă norvegiană și este și primul gol al meciului. Din nou parcă mingea trece printre mâinile portarului. CSM-ul începe cu Grubișici în poartă și cu fix aceeași echipă cu care ne-a obișnuit până acum. Nu este absolut niciun fel de modificare, cu cele două extreme din Muntenegru, Mehmedović și Radicević, cu Cristina Neagu în interstânga și Kurtović în interdreapta, cu Lekić centru și cu Cvijić pe post de pivot. Este fix aceeași echipă cu care CSM-ul a jucat cea mai mare perioadă de timp în această ediție de Liga Campionilor. Repet, este a 3-a partidă pentru CSM, care a câștigat acasă cu Ferencvaros, dar a pierdut în Germania cu Bietigheim, vice-campioana Germaniei. Kurtović este la primul atac, scoate aruncarea de la 7 metri. Avem brigadă de arbitri din Croația în poarta gazdelor, în poarta campioanei Norvegiei. Este unul dintre cele mai mari nume din istoria handbalului feminin, Katrine Lunde, și unul dintre cei mai mari portari pe care i-a avut. Și iată, din fericire îi are, pentru că la 38 de ani Katrine Lunde este din nou în Liga Campionilor, cu Neagu acum executând prima aruncare de la 7 metri. Apără, chiar putem spune că apără. Asta este o aruncare apărată.
de formidabilul portar Catrine Lunde și sigur un început deloc bun pentru Cristina Negu, în special din punct de vedere moral. Cristina Negu este în continuare cea mai bună marcatoare a CSM-ului și în acest început de Liga Campionilor cu 19 goluri marcate. Interesant este că și în etapa precedentă Cristina Negu a încheiat meciul cu Bietigheim cu o ratare a unei aruncări de la 7 metri, dar erau două goluri în plus, nu se schimba nimic pe tabelă ca rezultat. Apără din nou Catrine Lunde, de această dată este aruncarea din extrema stângă Mehmedović. Ceva mai devreme pierduseră ușor acolo posesia handbalistele de la campioana Norvegiei. Aruncare de pe picioare, din nou de pe picioare, din nou lasă impresia unui gol primit ușor. Aruncă de pe picioare. Marta Tomaț este o jucătoare care a lipsit o bună perioadă de timp de la Cristian Sando, jucătoare care, iată, revine după o accidentare. Marta Tomaț, jucătoare cu experiență, care este de 3 ani de zile după ce jucase alți 4 ani de zile la un nume mare în handbalul feminin, Bias, în fost nume mare altfel. Aruncă de pe picioare Lekić. Primul gol al CSM-ului este marcat de Lekić. În ciuda rezultatului și a evoluției slabe din partida jucată în Germania etapa trecută, Lekić parcă a fost peste media echipei. Lekić, care altfel a lipsit de la partida cu Râmnicu Vâlcea, pierdută în campionat, întrucât a fost obligată, nevoită, nu știu că a fost obligată, că nu știu că putea refuza, să se ducă puțin până în Argentina, la Buenos Aires, la Jocurile Olimpice ale Tineretului, în calitate de ambasador. A stat câteva zile până acolo, nu asta era problema, cât drumul și, sigur, diferențele de fus orar într-un timp atât de scurt. Alt atac al lui Vipers, Cristiansen, fără gol, ninge scoasă de Lekić acolo la Mehmedović, care aruncă în bară, deși unghiul era foarte bun, foarte mare. Cred că o culcase acolo, o păcălise pe Catrine Lunde, care s-a lăsat aici, numai că aruncare este în bară pentru Mehmedović și ea cu evoluții bune. Este altfel, înainte acestei partide, a doua marcatoare a CSM-ului la egalitate cu Lekić, 13 goluri înscrise, doar Neagu marcase mai multe goluri adunate, repet, în cele două partide în Liga Campionilor. Pară și la poarta CSM-ului, numai că aici mingea rămâne în posesia gazdelor. Este o pătrundere, Tomaș este aruncare de la 7 metri, cu mâna dreaptă acolo, strâng târziu, aruncare de la 7 metri. În imagine este cea care a scos această aruncare de la 7 metri și care a marcat golul precedent. Marta Toma, jucătoare născută în Croația, 7 metri pentru Vipers. Cristiansen, pe care aruncare o transformă, alt nume cunoscut în lumea handbalului, Lin Suland. Jucătoare foarte bună în continuare, Lin Suland, interdreapta, jucătoare de mână stângă și a ajuns la 34 de ani. A intrat în al doilea sezon aici cu Vipers Cristiansen, un an pe care l-a petrecut la Gheor și acolo, din cauza problemelor de ordin medical, s-au acoperit pentru moment cu Lin Suland, însă cea mai mare parte a carierei și-a petrecut aici în Norvegia, la Larvik. Negu! Mingea cred că s-a dus din bară în aut, pentru că dacă ar fi fost o minge respinsă de portar, atunci era aruncare de la margine pentru CSM, care nu începe deloc bine această partidă. Janet Christiansen, jucătoare aici în Inter stânga. Vipers Christiansen este campioana Norvegiei. De accentuat acest lucru pentru că a câștigat în premieră campionatul în Norvegia, în primăvară-vară, primul titlu în istoria clubului. Un campionat al Norvegiei dominat ani buni de Larvik. Din nou Lin Suland, de această dată aruncare de la distanță, se mărește diferența, este 4-1. CSM-ul a început foarte rău și partida din Germania cu Bietigheim. O singură jucătoare din străinătate are campioana Norvegiei, Mathilde Christensen, jucătoare din Norvegia, din Danemarca, care sunt numai jucătoare din Norvegia la această echipă, care, repet, a câștigat în premieră campionatul în Norvegia, dar și pe fondul unei crize, în special din punct de vedere financiar, pentru Larvik. Neagu acum de neoprit în această aruncare. Este al doilea gol al partidei pe care îl reușește CSM-ul, dar 4-2 pe tabelă, două goluri în 6 minute și mai bine. Cristina Neagu schimbă practic prefixul acum, cu această reușită ajunge la 20 de goluri în actuala ediție de Liga Campionilor. Nu randamentul Cristinei Neagu ar fi neapărat problema, cât ceea ce se întâmplă în apărare și, sigur, mai multe amănunte pe parcursul partidei, pentru că, după părerea mea, e o problemă și din punct de vedere al pivoților.
De această dată aruncarea este fix pe direcția pe care era Elena Grubišić. CSM-ul scapă fără gol. Lekić blocat acolo pe semicerc. Cvic, apropo de jocul oprit, apropo de pivoți, atenție, în primele două meciuri adunate de Liga Campionilor, pivoții CSM-ului au marcat împreună două goluri, ambele înscrise de Dragana Cvic. Oana Manea n-a marcat în această ediție de Liga Campionilor. Sigur că a jucat mai puțin, mai mult cu Bittingham. Jakobsen face atunci când joacă exclusiv faza defensivă, dar în două meciuri totuși pivoții să înscrie două goluri adunate la CSM București e de neacceptat. Lekić pentru Kurtović, care scapă mingea acolo, îi revine mingea, dar atenție ce intervenție are totuși din poartă Catrine Lunde. Jocul fusese oprit. Norvegianca de la CSM București, rămasă la CSM Amanda Kurtović. Frafjord s-a retras din activitate. Kurtović cu Cvic acolo pe pivot, cu Lekić căutând variante, se mișcă bine în apărare. Campioana Norvegiei, pași aici, campioana Norvegiei scapă fără gol în campionat. Vipers are 6 meciuri, 6 victorii. Atent aici Cristina Neagu, e foarte important să blocăm contraatacurile. Recunoscută sigur Norvegia pentru contraatacurile fantastice. Desigur, cum poate fi altfel jocul campioanei Norvegiei? Deși nu e mare legătură între ceea ce se întâmplă la nivelul campionatului Norvegiei cu ceea ce se întâmplă cu echipa națională a Norvegiei. Vine campionatul european în iarnă. Norvegia, finalista a campionatului mondial anul trecut, dacă vreți, surprinzătoare, pierzătoare în finala cu Franța. Neagu peste poartă, aruncarea Cristinei Neagu, care mi-a lăsat impresia că a aruncat înainte să se înalțe atât cât ar fi putut să se înalțe. Este o aruncare în blocaj. CSM-ul însă, ca și în precedentele partide, schimbă foarte rar. Sigur, acest antrenor, Dragan Djukić, din câte am înțeles, a făcut 3 antrenamente cu CSM București. CSM-ul aduce însă un antrenor care, atenție, în această seară este pentru prima dată în cariera lui pe banca unei echipe de handbal feminin. Nu a antrenat decât băieți, inclusiv în România, scurtă perioadă, la Odor Hei. Din nou aruncare care se duce în poartă, din nou Marta Tomaț și din nou 3 goluri în plus pentru Vipers Kristiansand. E time-out? Cred că e time-out după ambianță. Da, e time-out pe care îl cere antrenorul CSM-ului. Open them a little bit. Zvia, don't stay all the time in the middle. Move opposite of the ball, like we said. Second, don't joke with the goalkeeper. In the beginning we have to open, we have to score. This lob, trick shoot, forget. Rebounds there. First, take a ball. They will not win us with the shoot from 9 meters. Excellent. Cover the pivot, move on the ball side, no ball from the wing player. And just continue to play. Don't run. They change the player on the long side. And push Cristina there to run. Cristina and Maida left wing. Spesielt på ballvendinger, at vi klarer å holde litt høyde, og så alltid en tre fram på Niagu. Og så blir det viktig at vi klarer å holde sammen, ikke blir det stor avstand, og spesielt når linjen er i midten, at vi kommer tidlig sammen. Der oppe, så kjører vi det samme, så kommer du inn, Jeanette. Hardt på, Jeanette, rett på. Greit? Ja, nei. Vârsta fostului antrenor de la Larvik, pentru că acolo s-a remarcat, 7 ani a fost antrenor la Larvik, într-o perioadă în care Larvik prindea Final Four-ul de Liga Campionilor, câștiga Liga Campionilor, o formație de mare forță, de mare valoare în handbalul feminin european. E, înscriem de pe pivot ceea ce vorbeam mai devreme, este un gol important, pentru că e important ca echipa să înscrie imediat după ce antrenorul acesteia a cerut timeout. Dragana Cvic scăpată acolo într-o astfel de poziție, dacă prinde mingea e foarte greu de oprit. Este, repet, acum doar al 3-lea gol marcat de pivoți în 2 meciuri și 10 minute de Liga Campionilor. Aruncă de la distanță în bară, mingea cred că a fost atinsă ușor și de Grubišić, o aruncare ratată
de Christiansen și CSM-ul vine repede. Cristina Neagu aruncă repede, 2 goluri din 4 aruncări. Ați văzut mai devreme procentajul Cristinei Neagu. 2 goluri marcate repede de CSM după timeout-ul cerut de antrenorul CSM-ului, noul antrenor Dragan Djukić. Toți antrenorii străini de la CSM București au fost nordici, danezi sau suedezi. Este primul antrenor, sigur, exceptându-l pe Aurelian Roșca, vorbind de perioada CSM-ului în Liga Campionilor, cei 3 sezoane și 2 meciuri ale CSM-ului în Liga Campionilor. Se duce Radicevic cu un risc destul de mare, pentru că extrema era complet liber acolo, extrema de la Vipers, Cristiansen. N-a mai putut pasa, e adevărat. Vinde Johansen, era bine plasată. Tot cu Thomas, vine lansat din inter dreapta, aruncarea este în blocaj. Dacă nu greșesc, este al treilea atac consecutiv al lui Vipers după timeout-ul cerut de antrenorul CSM-ului și al treilea gol consecutiv marcat de CSM. Înscrie din nou Cristina Neagu, 3 goluri din 5. De la 5 la 2 se face 5 la 5, diferență de 3 goluri, iată, recuperată de CSM, cred că în 2 minute. Ceea ce ne arată încă o dată că CSM-ul are suficientă calitate, suficientă valoare să treacă peste astfel de momente. Nu s-a întâmplat asta însă în meciul precedent cu Bietigheim. Au fost foarte puține perioade bune ale CSM-ului, condus altfel în permanență timp de 60 de minute în partida cu Bietigheim. Din extremă, unghiul nu e foarte mare, dar pe colțul scurt această aruncare, fără reacție, din nou, din poartă, une, după cum spune crainicul Sully, în extrema dreaptă a formației care a câștigat campionatul în Norvegia, o formație cu un buget incomparabil cu al CSM-ului și formație care se întreține exclusiv din resurse private. Neagu pentru Zvej, poziția este bună, scoate aruncare de la 7 metri, a fost apărare în semicer, decizia este corectă, este a doua aruncare de la 7 metri pe care o are CSM. O să vedem cine execută, probabil că Lekić, spun asta gândindu-mă că Neagu a ratat prima aruncare de la 7 metri. Lekić față în față cu Catrine Lunde, printre picioare, aruncă, genul de execuție pe care o vedem la handbalești cu experiență. 2 goluri din 2 aruncări, adevărat că unul este din aruncare de la 7 metri. Aici pe pivot este o primă intervenție bună, importantă, decisivă din poartă, Elena Grubišić. Asta, da, intervenție a unui portar de la o echipă care are pretenții de Final Four, de chiar de câștigarea trofeului. Și atenție, este și primul atac, nu cred că a mai fost la 0-0, un atac în care CSM-ul putea să conducă în această partidă, în care încet, încet ne apropiem de jumătatea primei reprize. Neagu, pasa nu-i bună. Pasa a fost greșită aici, pe care a fost pasa care a fost trimisă spre Cristina Neagu. Și ceea ce vorbeam despre contraatacul în general al unei echipe nordice, în special al unei echipe din Norvegia. Dacă le dai astfel de ocazii, astfel de oportunități, foarte rar greșesc. Procentajele sunt cu adevărat impresionante din punct de vedere al contraatacului pentru astfel de echipe de top din Norvegia. Danemarca, atenție, Danemarca are 2 echipe bune în această ediție de Liga Campionilor, Copenhaga și Odense, da. Asta e altă discuție. Doar în sferturile de finală s-ar putea întâlni CSM București cu o echipă din Danemarca. Franța are de asemenea 2 echipe bune, Metz și Brest, 2 echipe foarte bune. Ungaria are 2 echipe, Norvegia 2 echipe. Acestea sunt țările, campionatele care dau câte 2 echipe, plus Germania, care dau câte 2 echipe în această ediție de Liga Campionilor. Kurtović, destul de timid jocul Interului dreapta, Neagu, nouă e complicată, foarte complicată și aș spune chiar previzibilă. Ne-a lăsat impresia că a fost atât de decisă, hotărâtă să dea acea pasă pe pivot, indiferent de context, de conjunctură. Din nou Grubišić, și asta e foarte important. Dacă începe și poarta să scoată cât de cât, să prindă câte ceva, și a doua intervenție decisivă, se puteau duce la 2 goluri, lăsând la o parte ce se întâmplă cu apărarea. Repet, e pentru prima dată când CSM-ul are 3 portari în această ediție de Liga Campionilor, cel puțin, cu Mădălina Ion,
portar de 22 de ani, sacrificată, să zicem, Jakobsen, pentru ca locul să fie complet. Neagu se mișcă bine acolo în apărare. Kurtovici, că vorbeam mai devreme despre Kurtovici, la primul gol marcat în această partidă, Amanda Kurtovici are 7. E corect acest avertisment. Cred însă că dacă n-ar fi marcat Kurtovici, puteam vorbi despre o eliminare aici. Dar la limită, 7-7, CSM-ul stă aproape, Spurs stă aproape atâta timp, desigur, cât Vipers Cristian s-a avut 3 goluri în 2 rânduri în prima parte a jocului. Am intrat deja în a doua jumătate a primei reprize pentru CSM, a doua deplasare consecutivă, la limita unui fault în atac, genul de fază în care diferența între fault în atac și aruncare de la 7 metri este atât de mică. Sigur că acolo arbitrul de poartă se uită mai degrabă dacă apărătorul este în semicerc, și era în semicerc. Este cu picioarele, cu călcâiele, Lekić în semicerc. Vorbim despre o echipă norvegiană fără experiență în cupele europene. Sezonul precedent a fost primul pentru Vipers în Liga Campionilor. Atenție, intră Paula Ungureanu în poartă. Ungureanu, aceasta a doua aruncare de la 7 metri, foarte bine executată. Lim Sulan vine pe teren ca să execute aceste aruncări de la 7 metri. Spuneam despre această echipă norvegiană și nu numai, și cazul lui Larvik, în ciuda faptului că e un nume atât de important în Norvegia și în handbalul european, a fost la limita falimentului. S-au făcut mari eforturi de către suporteri, de către părinții ai copiilor care își trimit, care își duc copiii în sfârșit la Larvik. Fiecare a ajutat cum a putut, cât a putut pe Larvik ca să se salveze de la faliment. Repet, este exclusă orice variantă de sprijin financiar din partea statului, sub orice formă, și în Danemarca și în Norvegia. Dar sunt foarte, foarte mulți sponsori. Fiecare cât poate, 500 de euro, 1000 de euro, dar sunt zeci de sponsori care practic susțin aceste echipe, plus, desigur, vânzările de bilete, reclame, sunt singurele surse financiare cu care se întrețin aceste echipe. Apare bine, fază frumoasă și gândită, finalizată cu acest gol marcat de Andrei Lekić. 8-8. Strânge bine Lekić acolo. Sigur că reacția publicului vine ca urmare a faptului că probabil așteptau, considerau normală o eliminare aici. Și nu sunt departe de adevăr. Intră o Moreghe în defensivă, cel puțin deocamdată. O vedem și pe Oana Manea. Sunt foarte, foarte puține modificări în general pe care le-a făcut CSM-ul până acum. Care CSM adevărat că de astăzi are alt antrenor. Au fost și 3 antrenori într-un sezon pe banca CSM-ului, dar niciodată în istoria Ligii Campionilor, în 3 etape și 2 meciuri și 3 meciuri, CSM-ul în 3 sezoane n-a avut același antrenor. Omoleghe nici n-a intrat bine și este deja eliminat. Tânăra jucătoare din Slovenia, n-aș putea spune că o văd neapărat utilă în apărare. E o jucătoare foarte inventivă, foarte matură totuși pentru vârsta ei. E adevărat că a început să joace la nivel de Liga Campionilor pe la 18 ani, la Crim Ljubljana, care este totuși un club cu tradiție și unde se face școală de handbal așa cum trebuie. De pe picioare, la colțul lung, Paula Ungureanu a intrat în poartă doar la aruncare de la 7 metri și iată, sunt 4 goluri marcate de Lini Sulan. E adevărat, 2 dintre ele din aruncări de la 7 metri. Deja de acum înainte CSM-ul intră în a doua jumătate din faza grupelor preliminare, să le spunem. Program care în a doua parte sigur pare mai avantajos, pentru că CSM-ul va juca 2 meciuri acasă și unul în deplasare la Budapesta cu Ferencvaros. Neagu, impecabilă Neagu, e adevărat că este târziu la ea. Și îi oferă ocazia unei aruncări din care rare ori Cristina Neagu ratează. Detenta ei absolut fantastică, acest braț formidabil operat, nu odată. Cristina Neagu nu s-a vindecat complet niciodată după problema pe care a avut-o, o are în continuare la umărul drept. Atenție, este atac fără gol pentru Vipers. Cristiansand în superioritate,
Asta e de neînțeles totuși pentru o școală de handbal foarte disciplinată, o echipă campioană a Norvegiei care să-i rosească cu atâta lejeritate. Au aruncat atât de repede dintr-o poziție care nu recomanda sub nicio formă aruncarea pentru o echipă aflată în superioritate. 10 minute până la pauză, atac al CSM-ului care scoate portarul. Iulia Curea intră acolo, Iulia Curea, pentru prima dată în această ediție de Liga Campionilor. Iulia Curea n-a jucat până acum. Nouă, pasa nu-i bună, nu-i nimeni în poartă însă, doar dacă au schimbat acolo repede, ceea ce se pare că s-a și întâmplat. Aruncarea este la colțul scurt, dar este de admirat, de apreciat, depășirea pe care o face Vilde Johansen și de revăzut. Asta ne arată școală de handbal și handbal învățat la timp și cum trebuie. Asta este. Asta e depus la oficii juniori, cum se face o depășire în regim de viteză. Dacă nu greșesc, au fost în două rânduri momente în care CSM-ul putea să preia conducerea. Se apără acolo pe 6 metri totuși Vipers. Lechici, Kurtović scoate aruncare de la 7 metri. Ăsta este riscul când te apere atât de aproape de semicercul de 6 metri. Da? Și Kurtović a făcut aceeași școală de handbal norvegian din punct de vedere al depășirilor. Da, când lași o echipă adversă de valoarea și cu calitatea pe care o au handbalistele de la CSM, cum să notăm această aruncare de la 7 metri pe care l-a executat-o Andreea Lechici? Trebuie să punem golul și aruncarea de la 7 metri ratată, așa ca statistică. Sigur, contează până la urmă ce este pe tabelă, dar contează încă o dată portarul, iar acolo vorbim despre Catrine Lunde. Sora ei este antrenor secund aici la Viper Cristian Tan. S-a retras din activitate la finalul sezonului precedent. Unde-i mingea? Deci a fost scoasă de acolo Mehmedović. Iată Iulia Curea, păstrată atac, apărare. Revine o Moreghe, singura jucătoare eliminată până acum în 22 de minute. Sula, acolo este un spațiu mare. La extremă apără Grubišić. Aici a fost la limita unui fault. Din nou, CSM-ul are ocazia să preia conducerea. Lechici pentru Zvici. Vine și replica pentru Grubišić din poarta campioanei Norvegiei, Catrine Lunde. A fost împinsă ușor aici. Oana Manea, fără gol în această ediție de Liga Campionilor. Cred că în meciul precedent din deplasare cu Bietigheim a jucat mai mult decât Dragan Zvici. Time-out cerut de antrenorul gazelor. Ikke fall for fristelse nå til å gi en liten ekstra til høyre eller venstre på treer. Du må komme tilbake i posisjon og så kan du komme oss på utsida av 6 meter. Du har ikke tid til å løpe etter noen rundt til venstre og høyre. Så rasker du sammen og så vil du holde høyde og igjen så må du utfordre på dybde. Ikke stå stille og la folk sette finte. Ok? Der oppe. Vær klar. Så vi snakket om i går. Vi være klare. Ikke ta oss en pause. Gå tilbake. Vi spiller dem ut. Hvis vi klarer å være på med en gang vi slipper oss ball. Nå vender vi det krysset til Henny, så tar vi det derfra. Bra. You are out or in. You cannot be on the middle. You are nowhere if you're on the middle. Same, Andrea. When you want to stop this fast break, don't go back. Stay here and stop fast break. You don't have it because she's in full speed. Okay, now we have player 25, she will attack to the end. Keep the block in the middle, cover the pivot, and make a little bit pressure here. In attack, open them, start with the wing, don't start with the back player, start with the wing, Julia, open them, Sofia and you, change, trio, movement without ball, opposite complete, keep defense, good block, and cover the pivot, and in attack, easy. Da, până acum au fost meciuri de Liga Campionilor în care nu se mai oferea înregistrarea time-out-ului echipei care, sigur, nu ceruse time-out-ul. Tot e foarte calm, așa pare acest Dragan Djukić. E, în nicio formă n-are rost să tragem concluzii în ceea ce privește capacitatea, pregătirea, valoarea antrenorului. După 3-4 antrenamente și o jumătate de meci aici. Aruncarea este pe lângă. Din nou CSM-ul are ocazia să preia conducerea. E a patra oară, a cincea oară și Neagu scoate la Iulia Curea, care în sfârșit, minutul 24 și ea cu mult calm la
prima ei apariție în echipa CSM-ului în această ediție de Liga Campionilor, aduce în avantaj pe CSM. Antrenorul CSM-ului a condus echipa Marii Britanii de amatori, vă dați seama, la Jocurile Olimpice de la Londra, unde a participat ca gazdă. N-are performanțe, n-are cine știe ce echipe, n-are nicio echipă de handbal feminin. Probabil că nimeni nu se aștepta la o astfel de numire pe banca CSM-ului. Aruncarea de pe picioare, mingea intră până la urmă în poartă. Ăsta e gol marcat cu foarte multă șansă. Foarte multă șansă. Reista, jucătoare de 19 ani, care are 10 goluri marcate în această ediție de Liga Campionilor. Se întâmplă. Dar spre deosebire de alte meciuri, s-a mai mișcat cât de cât poarta la CSM. Sau oricum, spre deosebire de meciul cu Bietigheim. 11 egal, 5 minute și jumătate până la pauză. Cred că singurele care n-au fost schimbate deloc sunt Neagu, Lekić și Kurtović. Nu știu dacă a ieșit Radicević. Nu, nici ea n-a ieșit. A intrat Oana Manea, Omoreghe și Iulia Curea, sigur că nu toate odată și n-au jucat toate în același timp. Lekić aici pentru Kurtović, este atac lung, acest meuzul, pasa e bună și de acolo Dragan Azvić. Două goluri marcate de Dragan Azvić, tot atâtea câte marcaseră împreună pivoții CSM-ului în precedentele două partide. A doua oară când CSM-ul este în avantaj. Minute până la pauză, sigur alt moral, asta în condițiile în care gazdele au avut 3 goluri, aici e 7 metri și va fi eliminare, dacă este Lekić, e eliminare. E eliminare pentru că avea deja avertisment. Recunosc că reluarea nu mă convinge din punct de vedere al eliminării. Aruncarea de la 7 metri este cât se poate de corectă. E apărare în semicerc. E un debut la CSM. Mădălina Ion intră în poartă, al treilea portar practic al CSM-ului, fără succes. 3 din 3 de la 7 metri, dintr-un total de 6 pentru Lin Sulan. Nu mai prinde național al Norvegiei, sigur, la 34 de ani. Și Omoreghe, care joacă în atac, ceea ce înseamnă că singurele rămase de la începutul partidei sunt Neagu, Kurtović și Radicević. Sigur, Omoreghe joacă acum pentru că a fost eliminată Lekić, au scos portarul. Trebuie un conducător de joc. Kurtović pentru Neagu. Mingea n-ajunge în extremă. 12 egal, a doua perioadă de superioritate pentru Vipers cu 4 minute înainte de pauză. E faul. Pași. Repet, n-am încheiat ideea mai devreme. Acest antrenor a dus în special sau luând în calcul faptul că la CSM sunt atât de multe jucătoare din fosta Iugoslavie. 7, e adevărat, sunt 7 jucătoare din Muntenegru, Croația, Serbia și Slovenia. Nu-i puțin, din cele 10 jucătoare străine. Că mai avem 2 din Suedia și una din Norvegia. CSM-ul n-a avut deloc de suferit în aceste perioade de inferioritate. Asta contează foarte mult ca moral. Cristina Neagu înscrie din nou, CSM-ul din nou în avantaj. Vipers a avut, dacă nu greșesc, 2 sau 3 atacuri în superioritate în care n-a marcat. N-am revăzut faza precedentă. Minge aici corect, scoasă direct în extremă. Finalizare cam ca Iuliei Curea ceva mai devreme, dar aici vorbim de o poziție de superioritate, de un atac în superioritate. Haune, 13 egal. Haide!
fiecare partidă până acum CSM-ul de Liga Campionilor, vorbim, a luat cel puțin 30 de goluri. 30 de goluri în Germania cu Bietigheim, 31 acasă cu Ferencvaros. Acolo problema a fost rezolvată de atac, cu 36 de goluri marcate. Revine Lekic, Kurtovic pentru Neagu, nu mai e nimeni acolo pe extremă. Iată unde este Iulia Curea, aici la limita unui foul de eliminare. 2 minute până la pauză, Lekic blocat acolo, a fost un foul de eliminare ăsta. Ăsta e foul de eliminare. Reluarea prea lungă. N-am văzut ce s-a întâmplat. Important e că CSM-ul a rămas în atac și am mai observat un lucru. Natalie Hagman, dacă am văzut bine aici, în extrema dreaptă, nici ea n-a jucat vreo secundă până acum în Liga Campionilor. Nici Iulia Curea. Posturi pe care au jucat exclusiv Radicevic și Mehmedovic. Bazaliu n-a jucat deloc de asemenea. 7 metri se dă aici, din nou. No. Aici n-a fost. Ce-i drept, nu-i păcat. Lekic execută din nou 7 metri, deși să zicem că a ratat precedenta aruncare, după care mingea a sărit tot la ea și a reușit să înscrie. Important este că CSM-ul rămâne în avantaj. Cu 30 de secunde, acum 40 de secunde înainte de pauză. Da, iată-o pe Hagman. Au și jucat bine, și Radicevic, și Mehmedovic, nu perfect. Dar în special în meciul cu Ferencvaros au făcut o partidă foarte bună. Omoreghe trebuie să fie atentă că are o eliminare. Da, e a doua. E a doua. Este. Este de eliminare. Îmi pare rău, dar ăsta e adevărul. Pare rău pentru ea. E adevărat că nici n-a ieșit altcineva acolo. Și este a treia eliminare a CSM-ului. Vipers n-a avut nicio jucătoare eliminată. Nici n-a apucat să vadă mingea, cred, Grubicic. 5 secunde, trebuie să arunce cineva de la mare distanță. Lekic. Și scorul pauzei este egal. 14 egal. CSM-ul va avea, dacă nu greșesc, primul atac al reprizei secunde. E adevărat, cu aproape 2 minute din nou de inferioritate pentru campioana României. Egal aici în Norvegia. Pauză facem pe Telecom Sport 1 și desigur revenim în direct cu repriza secundă. Rămâneți alături de noi.